care fac afaceri pot primi ajutor de la stat de până la 50.000 de lei pentru investiții în ediția 2015 a programului Femeia Antreprenor, pentru care autoritățile au stabilit deja data de înscriere, 17 septembrie 2015. Procedura de participare la program se face printr-o aplicație online, care va fi activă pe site-ul Direcției Politici Antreprenoriare din cadrul Ministerului Energiei, Mediului de Afaceri și IMM-urilor, anunțat vineri 11 septembrie instituția. E bine, accesul la această aplicație va rămâne activ până în data de 21 septembrie, ora 20, potrivit sursei citate. În acest an, bugetul total disponibil pentru program este de 1 milion de lei, statul estimând că 20 de antreprenoare vor primi ajutorul. Prin acest program, statul spune că va acorda până la 50.000 de lei ajutor financiar nerambursabil, reprezentând 90% din valoarea investiției pe care firma beneficiară trebuie să o facă. Restul de 10% din investiție trebuie acoperit de beneficiar. Pot lua banii de la stat micro-întreprinderile, persoane fizice autorizate, PFA, care desfășoară activități economice în mod independent și întreprinderile individuale din România. Acestea trebuie să îndeplinească cumulativ o serie de condiții la momentul înscrierii online, printre care au cel mult 3 ani de la înregistrarea în Registrul Comerțului la data deschiderii aplicației de înscriere online în program și au îndeplinit obligațiile eligibile de plata taxelor și impozitelor către bugetul general consolidat și bugetele locale și nu înregistrează datorii. Nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității și, bineînțeles, că au obținut cel puțin 60 de puncte în urma completării online a planului de afaceri. Toate aceste condiții trebuie îndeplinite de o femeie antreprenor. Turiștii români care au contractat 10.000 de sejururi pentru vacanța de iarnă riscă să piardă sumele cheltuite din cauza modificării structurii anului școlar, potrivit oficialilor Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, care afirmă că schimbările decise de Ministerul Educației afectează întreaga industria turismului. Lucia Morariu, prim vicepreședinte ANAT, a declarat pentru Mediafax că asociația a făcut o estimare de 600 de euro în medie de persoană pentru un sejur, pentru care fiecare turist a plătit un avans de 200 de euro, iar cele 10.000 de sejururi au fost deja contractate. Astfel, turiștii care au achitat avans pentru vacanțe ar urma să piardă în total aproximativ 2 milioane de euro. Reprezentanții asociației spun că săptămâna în plus de vacanță, în luna ianuarie, noua perioadă de vacanță din luna februarie, respectiv zilele în plus de școală din iunie, stabilite în mod arbitrar de către Ministerul Educației, fără consultarea mediului privat și a antreprenorilor din turism, aduce de servicii atât agențiilor de turism, cât și hotelierilor. Conducerea ANAT precizează că prelungirea anului școlar până aproape de finalul lunii iunie încurcă desfășurarea activității turistice. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile din domeniul financiar. Sunt Mihaela Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!